Bine, v-am găsit la horoscopul zilei de marți. Vă aduc aminte că există o mulțime de filme noi pe acest canal de YouTube, horoscopul săptămânii, horoscopul lunii iulie pentru fiecare zodie în parte, cu astrodrama de rigoare, adică încă un film separat care ia toate evenimentele astrale la bani mărunți, oracolscop de lună nouă și cam atât deocamdată. Este o săptămână interesantă și, ca tare, și astăzi avem un eveniment interesant despre care am vorbit, bineînțeles, în toate horoscoapele lunii iulie și în horoscopul săptămânii, bineînțeles, și anume o schimbare de zodie. Este o săptămână cu două schimbări de zodie. Ieri Mercur a trecut din Gemeni în Rac, iar și astăzi Marte iese din Berbec și intră în Taur. Ambele planete care și-au schimbat zodia au ieșit din zodiile lor de domiciliu. Zile trecute și Venus a ieșit din zodia sa de domiciliu, acum câteva zile. Ieri Mercur a ieșit din Gemeni, pe care o guvernează, zodia în care se simte puternic, și a intrat în zodia imediat următoare, și la fel face și Marte. Iese din Berbec și intră în Taur. Deci gata cu trei planete care până mai ieri erau în zodii de domiciliu. Se mai risipește numărul foarte mare de altfel de planete în zodii de domiciliu și despre care am vorbit în Astrodrama lunii iulie. Există un capitol dedicat guvernatorilor zodiacal, vă invit să-l vedeți, nu mai știu al câtelea capitol este, dar în care vorbeam de un număr mare de planete care trec lunile astea și în iunie și în iulie prin zodiile pe care le guvernează și în care, bineînțeles, sunt cele mai puternice. S-au risipit, gata, să încep din ce în ce mai puține să fie, undeva spre sfârșit de lună va intra soarele la el acasă și mai mărește un pic doza de planete în zodii de domiciliu. Deci, fără Marte în Berbec, intră în Taur, se mai domolește, că Marte în Berbec era doldora de energie, de ambiție, de încăpățânare, de voință, de tot ce poate fi mai de Berbec. Să deschidă uși, să facă schimbări, să ia atitudine, acțiune. Acum, acolo în Taur, da, muncește în continuare Marte. Dar e mai calm, mai domolit, mai potolit, mai material, pune preț pe rezultate. Înainte punea preț pe afirmare, pe inițiativă, să înceapă lucrurile. Acum, bun, le-a început pe perioada trecerii sale prin Berbec, acum începe să lucreze la ele. A intrat în ogor cu tractorul pe perioada trecerii sale prin Berbec și acum începe să are pământul pentru rezultatele pe care le urmărește undeva la orizont. Marte va sta în Taur până la sfârșitul lunii august, așa că începem să fim productivi, să ne apucăm de treabă. Și de aceea vă invit să vedeți horoscoapele lunii iulie, în care vorbesc despre niște evenimente în care este Marte implicat la sfârșit de lună, cu trimitere spre luna august. Dar vă las pe voi să descoperiți ce ne pregătește Marte. Iată, astăzi începe marea confruntare de la sfârșitul lunii, iulie, și care ne poate schimba tuturor viața. Acolo unde credeam că e totul bătut în cuie, într-o zonă de confort, într-o zonă de liniște, acolo s-ar putea să avem parte cu toții de niște surprize și despre care am vorbit în toate aceste filme despre care vă vorbesc și acum. Asta se întâmplă acum, nimic nou din alte puncte de vedere, de aceea vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală sau zodia ascendentă sau și zodia ascendentă, și haideți să vedem ce roade începe să ne aducă Marte tuturor. O zi bună, să aveți mai ceva ca horoscop. Voi, berbeci, rămâneți fără Marte, rămâne singurel Jupiter la voi în ogradă până prin octombrie, dar o să vă lipsească tăticul vostru zodiacal. Parcă nu mai aveți aceeași energie, parcă nu mai aveți aceeași motivație. Sigur că o să o aveți, da? O să resimțiți așa un fel de cădere a bioritmului. Dintr-o dată, alunecați, vă desumflați pe anumite planuri. Semn că o vreme poate nu v-ar displăcea o vacanță, de exemplu, o perioadă mai
liniștită, castrați din greu. Câte s-au întâmplat la voi în zodie în ultimele câteva luni, cât a trecut Marte pe aici, țineți minte, nu de mult a avut și o loc și o fantastică întâlnire dintre Marte și Jupiter la voi în ogradă. Poate încă sunteți sub influența acestei conjuncții de până mai ieri. Acum începeți să vă liniștiți un pic și să vedeți ce a făcut Marte pe perioada trecerii sale. E un bilanț și unii s-ar putea să fiți foarte mulțumiți de acest bilanț. Vă place ce ați schimbat în ultimele câteva luni, ce succese ați repurtat? Pentru unii, clar, Marte v-a pus într-o lumină atât de bună încât sunteți văzut, sunteți apreciat, sunteți valorizat, așa cum meritați, că Marte, nu uitați, este guvernatorul vostru. Acum începeți să vă bucurați de acest succes. Da, v-ați încărcat niște baterii, da, v-ați arătat niște străluciri pe aici, pe acolo, acum trebuie să le și mențineți. Efortul vostru de acum încolo e legat de păstrarea acestei stări de succes și energie pozitivă de care ați avut parte pe perioada trecerii lui Marte pe aici. Sigur, Marte la voi intră într-un sector al roadelor, deci eforturile trebuie continuate să vedeți și roadele schimbărilor din viața voastră. Și sună foarte bine. Poate chiar azi aveți parte așa de un bilanț. Am spus că e un bilanț pozitiv. Dar parcă trageți o linie și primiți ceva. O veste bună, un dar, o șansă, o situație prin care parcă aveți ocazia de a arăta cine sunteți. Un moment de record personal, un eveniment care pune lumina pe voi, ca la un final de an școlar. Vi se pune o coroniță pe vârful capului, ca la final de an școlar în care ați trecut cu brio, bineînțeles, anul respectiv. Că sunteți mulți, ieșiți bine, gândiți-vă că Marte trece pe aici odată la 2 ani. Deci clar că este un examen la 2 ani diferență. Peste 2 ani o să mai treacă Marte pe aici să vă mai încarce bateriile, dar peste 2 ani o să mai fie Jupiter. Tocmai de asta e mai special momentul. Și care vă place, vă bucură, se vorbește despre voi, auziți laude, auziți elogii la adresa voastră, unii poate primiți ceva concret, uite, o recompensă, poate și materială, ceva care să vă încânte sufletul și de care să fiți foarte mândru. Taurii de azi înainte l-au pe Marte, în ograda lor, unde deja este Uranus, unde deja este nodul nord, deci pregătiți-vă pentru un eveniment care vă așteaptă undeva la orizont, la sfârșitul lunii iulie, cu trimitere spre luna august, despre care am vorbit în horoscopul lunii iulie, dar cred că am vorbit și în horoscopul anului 2022, pentru că este un eveniment unicat și foarte important, care vă poate schimba viața. E, de azi înainte, cu Marte, care este o planetă a energiei, a vitezei, a acțiunii, a schimbării, și energia voastră începe să se schimbe. Parcă vine cineva și apasă pe pedala de accelerație în viața voastră. Sunteți un pic mai dinamizat, mai activat, mai motivat, mai împins de la spate și voi, bineînțeles, vă încărcați de o ambiție nouă, de o dorință nouă, poate se naște ceva la orizont foarte atractiv și pe care vreți musai să-l atingeți într-o zi și de-aia aveți sentimentul ăsta că trebuie să vâsliți mai repede, trebuie să treceți în viteza a cincea dintr-o dată, dintr-o viteză, nu erați nici înainte în viteza întâia, nu era o zonă liniștită, cu Uranus la voi în ogradă, nu s-ar spune că a fost liniște. Nu de mult a fost și Venus la voi în zodie și ea a activat ceva. Deci nu erați în zona de hibernare, somnolență și vai ce liniște este, nu, tot energie era, dar parcă acum e și mai și. Unii vă simțiți grăbiți, hai, mai repede, mișcă-te, fă, acționează, spune. E sentimentul ăla de vânt care vă împinge de la spate. Poate sunt niște șanse nemaipomenite, alții s-ar putea să fiți iritați, strânși un pic cu ușa, pistonați, hai repede, hai repede, da? Poate fi și stresul ăsta al grabei.
ceva vă obligă să acționați mai repede, să vă mișcați mai repede, mai bine zis. Alții apare la orizont o, nu i-aș spune himera, apare o, un obiectiv foarte interesant la orizont și vreți să ajungeți mai repede la el și spuneți, a, de acum cu Marte am vânt în pânze, ar trebui să înaintez la viteză maximă. Da, se schimbă viteza vieții voastre și dacă aveți nevoie de această grabă, trebuie să profitați de ea, să ajungeți mai repede acolo unde v-ați propus, să profitați de niște auspicii care vă propulsează mai repede pe etapele următoare, acolo unde vă doreați, dar pentru alții mai lenți, mai comozi, mai liniștiți, e o schimbare și de vibrație. Poate nu vă place graba unora, poate vă irită, poate nu vă place să fiți pistonați, împinși de la spate. Motivați, da, și poate pentru unii este vorba de motivație, că ceva acolo, la îndepărtare, sună așa de atractiv și de interesant, încât de aia vă crește nerăbdarea și entuziasmul să ajungeți mai repede acolo. Gemenii, l-aveți pe Venus în continuare, gata, s-a mutat Mercur de la voi din ogradă ieri, dar nu înseamnă că nu o să simțiți și voi energia acestui Marte pe undeva în zodia voastră, în ceea ce vă privește pe voi, nu în zodia voastră. Marte este în zodia anterioară. Și vă ajută acest Marte din anumite puncte de vedere. E un fel de heirup, de stimulant, de susținere, de umăr pe care să plângeți la o adică, să... Dar cred că voi sunteți într-o mică pasă dificilă, să zicem așa, ca omul care a rămas fără o resursă, ca să rămas fără Mercur, stați așa un pic și vă uitați la tava aia voastră cu bunătăți și zice, vai, dar nu-l mai am pe Mercur lângă mine. Da, un pic vă plângeți, un pic vă băicăriți, un pic vă victimizați, vă culpabilizați, unde deci aveți o vagă cădere că ceva nu mai aveți în viața voastră. Și așteptați de undeva miracol. Și vine. De undeva vine o susținere. Un om care vă ridică moral, un om care vă dă ceea ce nu mai aveți voi, un om care vă dă un sfat, un energizant din anumite puncte de vedere. Se poate și invers, ca energizantul să fiți voi. Altcineva alături de voi suferă că nu mai are, că plânge, că ceva se întâmplă cu viața lui și sunteți voi bunul lui erou salvator. Poate e un schimb de servicii acolo, așa cum voi acum îl ajutați și el v-a ajutat altă dată și a venit vremea să vă întoarceți aceste servicii de susținere. Aveți acel sentiment de acolo unde ceva nu exista și plângeați că nu-l mai aveți, vine un surogat, un înlocuitor. Nu o să poată să vă dea cineva fericirea de odinioară, iubirea de odinioară sau tinerețea de odinioară. Vine cu ceva în compensație ca voi să vă distrageți atenția de la lipsa respectivă și să vă bucurați din nou, vă motivează, vă susține, vă ridică de jos și vă reîncarcă niște baterii care ieri, dintr-o dată, așa parcă se descărcaseră. Pentru Rac, ieșirea lui Marte din Berbec e o schimbare de prioritate în viața voastră. Marte în Berbec era într-un sector al responsabilităților, al succesului, al afirmării, al împlinirii, ceva legat de carieră foarte posibil. Și fără un Marte acolo, vreo 2 ani de acum încolo, parcă nu mai sunteți, nu veți mai fi, bineînțeles, nu peste noapte, nu veți mai fi atât de setat pe niște obiective profesionale. A fost o încăpățânare, a fost o voință fantastică pe care a pus-o în joc voi pentru lucrul ăla important pentru voi. Ceea ce vă inspira vă o idee de succes. Și deodată spuneți, stai măi, ce atâta efort, ce atâta cramponare de carieră, există și altceva pe lume. Se schimbă un pic prioritățile în viața voastră. Nu mai sunteți atât de ambițios profesional, se schimbă girueta, parcă se schimbă foaia. Și altceva devine important pentru voi acum. Unii dintr-o dată puneți preț pe
viața de cuplu, pe viața de familie, pe cine știe ce alte sarcini de care n-ați avut timp înainte. Nu uitați ce se întâmplă la voi în zodie. Cu Lilith, cu soarele, cu ce o să fie de acum încolo. Deci clar că din urmă vin un fel de, între ghilimele, restanțe nerezolvate pe care unii, din cauza poate și a ambițiilor profesionale, le-ați trecut pe cele pe linie moartă. Nu v-ați mai ocupat de ele. Și acum descoperiți că au apărut niște probleme acolo, niște fisuri, niște blocaje, niște nemulțumiri și schimbați lista de priorități. Dacă până acum erați workaholic, ambițios, dornic de afirmare, de reușită, de succes, de job, să zicem așa, ziceți, nu, gata, altceva la înaintare. Ce este altceva? Greu de spus, dar e ceva care sufletul vostru tânjea să obțină, probabil. Ceva de care vă era dor, ceva ce ați abandonat, ceva ce ați trecut pe linie moartă și ziceți, gata, de azi înainte mă ocup de asta. Că n-am avut timp înainte, că prea eram setat pe muncă, prea eram ocupat, prea eram preocupat de ambițiile mele sau obligațiile profesionale, poate nu neapărat ambiții. Și vă reajustați lista de valori, lista de priorități, lista de agenda. Și ceea ce era până mai ieri în fundul listei voastre de priorități s-ar putea să ajungă în vârf, să vă ocupați de ele de urgență. Pentru lei e o schimbare de energie acolo, bineînțeles, Marte intră într-un sector foarte important al carierei, al reputației, al renumelui, foarte importante pentru voi de altfel. Dar deocamdată, înainte de a vă concentra foarte tare pe energia pe care Marte o să-și o lase aici și va fi o energie specială, vedeți și horoscopul lunii, să vedeți că vă așteaptă niște evenimente marcante în zona carierei, imaginii publice și așa mai departe, pentru voi deocamdată vă preocupă ieșirea lui Marte din Berbec, mai puțin intrarea lui în Taur. Ce lăsați în urmă? E un moment de bilanț, de concluzie, de stai un pic să văd unde sunt, ce am realizat până acum, ce am schimbat, ce puteam să fac mai bine de atât. E o perioadă a concluziilor, a retușurilor pe aici pe acolo, ultimele retușuri înainte de a închide complet niște capitole și a le da deoparte, să vă ocupați de altele. La unii pot veni și niște ultime surprize, pe ultima sută de metri. Vă treziți cu ceva ce nu exista până mai ieri. Așa, înainte de ieșirea lui, așa cât se prelinge el la ieșirea din Berbec, se întâmplă ceva. Dar se întâmplă ceva, repet, în ceasul al 12-lea, cum s-ar spune, dar care poate da peste cap tot ce se întâmplase timp de câteva luni. Ceva pică sau ceva se ridică, ceva moare sau ceva se naște. Deci pe dos de cât era înainte. O surpriză care schimbă energia unui lucru de care v-ați ocupat. Dacă mergea prost, vine rezolvarea, salvarea în ultima clipă. Dacă mergea bine, să nu pice tot pe ultima sută de metri. E o schimbare de giruietă neașteptată. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că e acel sentiment al omului pe ultima sută de metri care e sigur de rezultat, bun sau rău, dar știe că mai am un pic și așa se termină, știu eu lucrul ăsta. Și fiind atât de sigur, scăpați ceva din vedere. Și de aia ceva vă sufla în ceafă și micșorând un pic ritmul, atât de sigur pe rezultat, ceea ce vă sufla vă în ceafă vă depășește în ultima clipă și schimbă datele problemei. Ceea ce trebuia să fie succes devine insucces, ceea ce erați sigur că o să fie insucces devine succes. Deci nu micșorați ritmul într-un anumit plan al vieții nici măcar în ultima secundă. Mai aveți 100 de metri, trageți și în acea 100 de metri că nici nu știți cum stă inamicul în spate și vă ia ceea ce este al vostru. Fecioarele, voi nu știți cum să vă împărțiți așa într-o grămadă de direcții.
S-ar putea să fie o zi cu niște călătorii, dar niște călătorii așa cumva dus întors, în circuit, vă duceți și veniți în aceeași zi sau mai multe drumuri în același loc. Vă duceți la un ghișeu să vă rezolvați o treabă și vă dați seama că ați uitat acasă nu știu ce adeverință. Vă duceți, vă mai duceți odată. Deci foarte multe drumuri, sarcini, acțiuni, activități pe care trebuie să le faceți, trebuie repetate, odată și încă o dată. Dacă nu tot azi, probabil ceva se amână pe zile viitoare să faceți același lucru. Că e posibil și acea idee de călătorie dus întors, foarte probabil. Ba, unii s-ar putea să vă gândiți acum la călătorii de plăcere, gen vacanță, city break, vacanță la Roma, chestii de astea, și vă pregătiți plecarea în cele mai mici detalii, dus întors, de la clipa în care urcați în avion până la clipa în care coborâți din avion. Că știți că sunteți foarte detaliați și foarte grijulii la toate amănuntele la urma urmei. Nu vreți să vă scape nimic și nu o să vă scape. Sunteți organizat, concentrat pe ceea ce urmează să faceți la secundă, dacă s-ar putea, mai ales în ceea ce privește bugetul, s-ar putea banii să-i calculați. Bun, poate nu e legat doar de o călătorie, tot despre bani vorbiți și despre orice alt eveniment în care e nevoie de niște bani și de aia stați să-i numărați la bani mărunți, cât intră, cât iese, pe ce bani vă bazați, cine știe câte zile de acum încolo și ce bani trebuie să plece de la voi tot atâtea zile de acum încolo. Sunteți ca un contabil foarte atent la intrări și ieșiri, cum s-ar zice, că vreți să păstrați un echilibru și probabil veți reuși să nu săriți calul în nicio direcție. Balanțele. Voi puteți avea succes într-o situație, dar succesul vostru cumva se ridică pe insuccesul altuia. Asta e viața. Voi câștigați în timp ce altul același lucru l-a pierdut. E ca la tenis. Unul câștigă altul tenis, o partidă de tenis nu se termină niciodată cu remiză. Hai, un meci de fotbal se mai poate. 0-0, la revedere. Asta este, n-a câștigat niciunul. Dar voi sunteți într-o situație ca la tenis. Unul musai trebuie să câștige. Și acum voi câștigați. Dar adversarul pierde. Culmea e că suferiți pentru acest adversar. Parcă vă simțiți un pic vinovat, așa, strâns cu ușa. Măi, dar cum să mă bucur eu de victoria mea când celălalt stă și plânge? Nu vă lăsați păcăliți. Celălalt, da, o să se victimizeze, o să-i curgă lacrimi de crocodil, între ghilimele ce zic eu aici. Clar că o să vadă insuccesul lui ca pe un atac la persoană și s-ar putea, culmea, către voi să trimită toată această energie. Nu trebuie să vă simțiți vinovați pentru eșecul celuilalt. Asta este. Astăzi sunteți voi pe val, altădată voi erați sub val și el jubila victoria. E o schimbare a roții. Unul sus, altul jos. Data viitoare se poate să fiți voi jos și el din nou deasupra. Acum contați voi cu norocul vostru, fiecare cu norocul lui, cu șansa voastră. Sigur că o să vă bucurați de reușită. Ar fi culmea să nu vă bucurați. Dar tot aruncați așa o privire la adversarul care plânge într-un colț și nu știți cum să-l ajutați. Nu. Nu vă lăsați intimidați, nu vă lăsați sensibilizați că sunteți un pic, vi se umblă un pic la coarda sensibilă. Unii o să încerce așa să vă atingă la vinovăție, ceva de genul, da, uite, și altă dată m-ai rănit, și altă dată mi-ai luat prăjitura, și altă dată, da, la trecut, dar nu, trebuie să rămâneți orb, surd la toate influențele emoționale, că acolo se va lucra la suflet, și să vă bucurați realmente doar de succesul vostru, chiar dacă succesul vostru se ridică pe insuccesul altuia. Scorpionul, fără Marte, acolo într-un sector al muncii, o să vă lipsească un motor. Era un motor bun, vă ajuta să vă
concentrați la treburile de serviciu foarte bine, rămâne Jupiter, e bun și el, cum să nu. Dar așa parcă dintr-o dată simțiți că vă pierde cheful, se înjumătățește cheful, ăsta e sentimentul. Și dacă se înjumătățește cheful, s-ar putea să se înjumătățească pentru că între timp apare o altă preocupare pentru voi. Până mai ieri erați așa setat pe un singur obiectiv, acum, da, rămâneți setat pe obiectivul ăla, dar nu atât de încăpățânat, încrâncenat, obsedat de lucrul ăla. Apare altceva în peisaj, care e la fel de interesant. Și trebuie să vă împărțiți acum, în mod egal, timpul, atenția, preocuparea între planul A și planul B care a apărut între timp. Până mai ieri planul B nu exista. E ca atunci când sunteți singuri, n-aveți o relație. Și normal că în lipsa unei relații, altul e punctul principal de atracție pentru voi. Ziceți, bun, nu există cineva în viața mea, mă ocup de job, dar nu mai job. Apare cineva în peisaj, să zicem, o potențială relație și normal că același timp care până mai ieri se ducea doar către job, trebuie să-l împărțiți și la persoana iubită. Asta e sentimentul de aceeași bucată de pâine, trebuie să o împărțiți în două. Echitabil dacă s-ar putea. Și probabil o să o faceți. E, poate fi vorba de orice. Aveați o relație, apare alta. Aveați un job, mai apare unul. Aveați o viață, apare o viață paralelă. Cam asta e sentimentul. Da, poate fi pentru unii și o doză de secret. Și voi, se știe, aveți, scorpionii, o atracție specială spre secretomanie, spre tăinuire, să nu spuneți. E, aici poate fi și un job pe care nu recunoașteți că l-aveți, o sursă de venit pe care o țineți secretă, o relație paralelă pe care iarăși o țineți secretă, deci poate fi vorba și de așa ceva, o viață paralelă. Din viața pe care aveați înainte și era foarte clar definită, deodată trebuie să vă împărțiți în două, dar deocamdată există o doză de mister peste ceea ce faceți. Parcă nu vreți să spuneți, parcă nici voi nu știți foarte clar să definiți această a doua viață pe care începeți să o aveți, dar care pare foarte atractivă pentru unul ca voi. Voi, săgetătorii, o să beneficiați foarte bine de acest Marte în Taur prin faptul că vă dă niște resurse necesare în activitatea voastră de zi cu zi la serviciu, pe semne. Acolo unde ceva lipsea, vi se umple golul ăla. Vă lipsea, între ghilimele, un instrument pentru a vă desfășura activitatea în regulă, începe să se umple golul ăla. Vă lipsea materia primă, vine materia primă. Vă lipseau niște informații, vin informațiile. Vă lipsea mâna de lucru, vă vine mâna de lucru. Deci lucrul ăla care vă lipsea și pe care îl căutați, apare. Pentru rezolvarea unor sarcini. Bun, pot fi sarcini de orice natură, nu neapărat de serviciu. Pot fi și acasă acele sarcini. O muncă, trebuia să prestați o muncă și din care vă lipsea ceva. Și se umple căsuța aia lipsă. Piesa aia de puzzle vine de undeva. Exact când aveți mai mare nevoie. Și normal, lucrul ăsta vă liniștește, vă relaxează. Uf, am lucrul ăla care îmi trebuia. Că înainte stăteați pe loc fără lucrul acela. Instrumentul, metoda, procedura, actul, documentul, ideea, banii, timpul. Lucrul acela vine, dar la țang pentru a vă ocupa cu brio de acest, de o sarcină, de o activitate de care vă ocupați. Vin oamenii de care vă puteți folosi în sens pozitiv. Vin șansele pe care să le valorificați. Poate pentru unii vorba și de bani. Aveați nevoie de niște bani pentru a duce mai departe niște activități și vă treziți și cu niște bani. Sau vă organizați altfel timpul, parcă e și o schimbare a stilului de lucru. Mai calm, mai liniștit. Poate înainte erați un pic cam agitat, cam nervos, cam haotic.
un Uranus acolo, foarte posibil să vă fi făcut haotic la serviciu. Făcea și de aia și de aia, nu vă puteți organiza. E un Marte, a intrat aici în Taur, vă ajută să vă canalizați un pic energia spre rezultatele dorite. Să fiți mai metodic, mai grijuliu la detalii, să nu mai faceți așa în hopuri, ci scris așa ca după o rutină pe care să o respectați, în tocmai pentru că vă dați seama că doar așa sunteți productivi. Parcă începe să vă faceți un tabel și pe tabelul ăla puneți în cele mai mici detalii ore, bani, resurse, tot ce aveți nevoie pentru ca activitatea respectivă să se desfășoare bine, fără sincope, fără situații neprevăzute care să vă dea peste cap. Că o să apară și de acelea. Pe parcursul lunii o să apară niște surprize. Dar deocamdată aveți senzația asta că totul merge ca uns, ca ceas elvețian, după niște reguli pe care și voi și probabil și alții le respectați în tocmai. Capricornii, voi s-ar putea să găsiți niște soluții la niște probleme generate de alții. Alții și-au băgat coada în planurile voastre și probabil nu odată, de mai multe ori. Și-au băgat picioarele odată, și-au băgat bocancea a doua oară, v-au mai rănit odată, au făcut tot posibilul să vă țină pe loc din anumite puncte de vedere. Dar ați învățat din ele? O lovitură și încă o lovitură și încă o lovitură n-a fost altceva decât repetarea unei lecții până când ați învățat lecția. Și acum nu îi mai merge celui care vă tot lovea în mod repetat. Poate fi vorba și de niște eșecuri prin care ați trecut. A fost un eșec, a fost al doilea, a fost al șaptelea. Gata, ați învățat din atâtea eșecuri. Ar fi culmea să nu învățați după ce se repetă. Mai greu învățăm o dată, de două ori, dar când e de mai multe ori, clar că învățăm. Și asta demonstrați voi acum. Am învățat din asta. Iubiri prin care ați trecut, ați învățat din ele. Nu mai greșiți de data asta. Concursuri, competiții, afaceri, joburi prin care ați trecut, da, am avut și eșecuri. Am învățat din asta. Încât voi ieșiți acum la înaintare, așa cu o stare de bine, de motivație, de satisfacție de sine că pe voi lecțiile astea v-au învățat, nu v-au doborât. Eșecurile repetate nu v-au făcut acum să plângeți lăsându-vă pe gubaș, gen, a, dar nu mai fac și de data asta, dacă nu mi-a ieșit de 5 ori înainte, nu mai fac nimic. Nu, dimpotrivă, voi ziceți, da, nu mi-a ieșit de 5 ori înainte, acum știu unde am greșit data trecută, știu unde să acționez, astfel încât noua mea încercare să fie de succes. Pentru vărsători, voi trebuie să fiți un pic prudenți la viața voastră de familie, de sentimentală. Să nu-și bage coada cineva în afacerile voastre domestice. S-ar putea să vă intre în intimitatea voastră, în suflet, mai bine zis, să vă intre un musafir nepoftit. Dar o face total nedelicat, cu o brăznicie, cu tupeu, cu minciună, cu fățărnicie, cu lucruri nu tocmai plăcute, ce să mai vorbim. Vă poate răni, vă poate jigni, sau poate abia acum era omul ăsta deja în viața voastră, într-un fel sau altul. Abia acum, datorită schimbării de registru de la un Marte acolo, s-ar putea abia acum să vi se deschidă ochii vis-a-vis de acest om. Deodată, wow, îl vedeți pe acest om așa cum este, cu defecte, cu vicii, cu răutăți, cu jocuri de culise. Înainte nu le vedeați, că îl iubeați, că îl idolatrizați, că îl idealizați, cel mai bun prieten, cea mai mare iubire a mea, e sufletul meu pereche. Nu! Omul ăsta a greșit în repetate rânduri, dar nu le-ați văzut voi, că ați fost un pic orbiți, păcăliți, manipulați, jucați pe degete de acest om. Și noroc că vine acest Marte și Marte, de fapt, s-ar putea să pregătească terenul pentru niște evenimente care vor avea loc undeva în luna asta, luna viitoare, și care s-ar putea să le elimine pe acest om din viața voastră. Dar începe să se șubrezească sau cutremure fundamentul acestei povești, de orice natură ar fi ea,
că e sentimentală, că e de afaceri, că e prietenie, că e colaborare, nu contează, dar e ceva în care voi ați pus mult suflet, ați ținut la acest om și probabil încă țineți, dar începe să-l vedeți așa cum e, plin de defecte, plin de minciuni, plin de mișmașuri pe care le făcea și înainte, dar nu le-ați remarcat. Schimbați foaia pe semne, schimbați atitudinea, nu înseamnă că scoateți colții, nu înseamnă că îl strângeți de gât, voi tot diplomat, delicat, amabil veți fi în continuare, dar veți ști să ridicați o barieră protectoare ca acest om să nu-și mai trimită către voi nocivitatea, că pe undeva clar și-a lăsat o energie cel mai probabil agresivă, mincinoasă, pe care o vedeți în sfârșit. Și am ajuns și la pește, care ar avea multe de făcut astăzi. Wow, ce agendă încărcată aveți! Dar ceva nu funcționează. Ceva vă ține pe loc, ceva lipsește. Poate e acel sentiment de blocaj când voi aveați atât de făcut și fâs, se desumflă tot. Apare ceva neprevăzut în planurile voastre, ceva schimbă ordinea lucrurilor, prioritățile, nu se mai întâmpla, se întâmplă peste câteva zile, vi se taie elanul, nu sunteți lăsat, interdicții, niște nu-i voie apar în planurile voastre. Și asta vă ține pe loc, nu aveți încotro. Apare o problemă de sănătate neașteptată, apare un blocaj financiar, apare un blocaj de comunicare, apare ceva care ce trebuia să se întâmple azi nu se mai întâmplă. Nu azi, probabil, se va întâmpla peste câteva zile. Vă frustrează? Exact când aveați voi mai multe de făcut, mai plin de elan, mai dornic de acțiune, normal că vi se restrâng toate, vi se neacă toate corăbile într-un astfel de moment. N-aveți ce să faceți într-un astfel de moment în care totul stă pe loc, nu pică, nu e un eșec, nu e ceva care se dărâmă sub ochii voștri. Nu se poate întâmpla. Poate chiar voi, de la voi vine rezerva, reținerea, opreliștea. Cum am zis, o problemă de sănătate. Asta e, dacă vă doare pe aici, pe acolo, nu mai puteți duce la îndeplinire ce trebuia să faceți. Opreliștea aia, de fapt, vă ține momentan pe loc, dar poate și această opreliște are rolul său. Să vă relaxați, să regândiți strategia, să vedeți ce ați lăsat în urmă și ce aveți de făcut de acum încolo. E o pauză, dar s-ar putea să fie o pauză binevenită. Astăzi e ziua de 5 iulie, să vă bucurați de ea, nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă pe site și să vă meargă toate ca pe roate.